să ne împărtășească. Domnia sa a fost și la lansarea acelei cărți cu întrebări despre referendum, dar tema din această seară, națiune și conștiință, cred că este iarăși o temă care poate fi discutată din mai multe puncte de vedere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum se vede, națiunea începe din ce în ce să fie mai plicticoasă. Și conceptul și realitatea. Nu mai trezește nici interes și nici un aflux de sânge. Mă uitam ieri, în 1 decembrie, în București cerușiu, lent, în care, dacă primăriile nu își fac tradiționalele sărbări cu, mă rog, cele de ale gurii, pare că e o zi ca oricare altă. Ne-am obișnuit ca statul să se sărbătorească în locul nostru marile momente ale națiunii. Cred că va trebui să revenim de la această convingere și cred că ar trebui să învățăm să sărbătorim noi în comunitățile noastre și să dăm aflux de energie acestor sărbători, care nu pot exista fără noi, fără aderența noastră internă la ele. Paradele militare, restul sunt lucruri utile, poate interesante, dar care nu ne aduc la adevărul lucrurilor. Am ales acest nume, Națiune și Conștiință, pentru a pune cele două accente, pentru că aici ar trebui să se creeze o legătură între Națiune și Conștiință, o legătură între noi și ceea ce sperăm sau am sperat să fie Națiunea. Conștiința este locul din noi înșine care ne deschide către adevăr și ne deschide către lume. E locul și bunătății noastre și clariviziunii noastre și locul de unde chiar putem să privim către semenul nostru și către toți ceilalți. Națiunea este comunitatea tuturor semenilor noștri. Practic, dacă înțelegem acest lucru și înțelegem că între noi și toți ceilalți semeni noștri există acest arc voltaic al încrederii, al iubirii și al continuității, atunci cred că suntem în posesia unei bune așezări față de toți ceilalți și față de țară. În momentul în care mi se refuză accesul la această poziție și la această deschidere, de către educație, de către modă, de către presiune mediatică, de către presiunea propagandistică, începem să simțim nenaturalul lucrurilor și începem să nu ne mai simțim bine, să nu mai găsim comunitatea, să nu mai găsim deschiderea către ceilalți. Ce înseamnă a uita această deschidere către ceilalți și în trecut și în prezent? Înseamnă a uita să te uiți către părinții tăi, către semenii tăi care au construit ceva în urma ta. Înseamnă a pătrunde în această marasma al modernității care înseamnă dezrădăcinare. Dacă vrei să rămâi înrădăcinat, trebuie să te uiți la ceilalți. Bunicul meu, cu care am vorbit, era martor și, mă rog, aproape participant, era încă foarte tânăr la primul război mondial. Exista o legătură, exista o prezență care se făcea manifestă în discuțiile dintre noi și în alăturarea noastră. România de atunci venea către România mea, care era un tânăr plin comunist, și acest arc voltaic dintre generații exista. Nu la modul eroic, nu la modul propagandistic, nu la modul ideologic, ci la modul pur natural. Exista ca relație între oameni. Da?
Această relație între generații, această întrepătrundere între generații este unul din fundamentele națiunii și este unul din lucrurile care rămân fundamentale împotriva oricărui discurs ideologic și împotriva oricărei negări de, mă rog, circumstanță acestor lucruri. Pentru că aceste realități, legătura dintre noi, jertfa celor care au fost înaintea noastră, sunt dincolo de ideologie, sunt dincolo de moda culturală, sunt dincolo de presiunea ideologică. Fenomene care totuși lasă urmă, pentru că ne obnubilează, ne încețoșează privirea către adevărurile noastre intime, fundamentale. Această imensă mașină de manipulare psihosocială, care se manifestă și în mediile sociale ale internetului și la televiziune, creează această indistinție și obnubilează privirea și adevărul dintre noi. Dacă noi ne uităm cu adevărat la părinții noștri și la bunicii noștri, putem avea încă sentimentul națiunii. Sentimentul acesta nu e un sentiment și nu trebuie să fie un sentiment provenit din ideologie, provenit din împingerea cuiva. Și el a existat în această țară și există încă. Pentru că toată această jertfă, toată această moarte continuă pentru a lăsa ceva în urma ta, la 1877, la 1913, la 1916, la 1941, la 1944, apoi tot ceea ce a însemnat elită politică și culturală care a construit țara, înseamnă moștenire adevărată, reală. Sunt oameni care au luptat pentru oameni. Sunt oameni care au luptat pentru noi. Este adevăr care merge din generație în generație. Dacă noi suntem în stare să primim acest adevăr și această moștenire, suntem salvați. Indiferent ce se proiectează pe ecranul minții noastre, da? Indiferent dacă suntem în poziția celor care privesc umbre pe peretele peșterii din celebrul dialog platonician. Chiar dacă suntem supuși acestui mecanism de influențare psihosocială, cum am fost supuși în cazul referendumului și cum am mai fost supuși în alte cazuri și la Revoluție, de exemplu. Și apropo, sunt 30 de ani de la Revoluție. Jertfa acelor oameni înseamnă construcție națională. Națiunea română a stat în puțini oameni care au fost prezenți în 14 decembrie la Iași, în 16-17 la Timișoara, în 21-22 la București. Națiunea era prezentă în acei care s-au jertfit acolo, sau care s-au oferit spre jertfă, chiar dacă jertfa nu a fost împlinită. Ei erau națiunea, ei construiau națiunea, ei erau sensul acestei națiuni. Deci națiunea nu e cuvântul gol din manuale, nu e cuvântul ideologizat care ne este aruncat în față și nu este conștiința noastră retardată. Pentru că există o vulgată la ora actuală, în anumite medii, care spune că patriotismul este, mă rog, se spune și despre naționalism, dar nu se intră în această dezbatere, este refugiul ticălosului și al ticăloșii. Pentru că ea, această tindere către sensul nobil al patriei și al națiunii, ar fi vezi, Doamne, o viclenie, o trimitere către regiunile joase ale spiritului și ființei noastre. Fals. De-abia aceasta este o acuzație ideologizată și ideologizată. Nume mare ale acestei culturi, care sunt acum eradicate, abolite, ieșite din memoria activă culturală, sunt susținătoarele și creatoarele acestui sens nou, da? Iorga, Pârvan, Xenopol, Maiorescu,
Deci, marile generații de construcție ale acestei țări, generația de la sfârșitul secolului XIX, cea mai mare clasică, apoi generația care face tranziția între marii clasici, epoca interbelică și apoi epoca interbelică, sunt oameni de cultură, de mare construcție intelectuală și spirituală, care oferă sensul construcției naționale. Da? Și ce înseamnă această construcție națională decât construcția oicumenei noastre, construcția casei noastre. Așa a lăsat Dumnezeu. Să existe popoare, să existe sensul acestei comuniuni, să existe logosul întrupat într-o limbă, da? Pentru că nu ne exprimăm nici în formule matematice, nici în rețete, nu ne exprimăm în vidul unor numere sau unor concepte. Ne exprimăm în acest logos care înseamnă istorie, adevăr trăit, moștenire lăsată și el nu este ideologie, el nu este viclenie și nu este primitivism. El este transmisiune și de durere, și de suferință, și de bucurie. Uneori se transmit și falsul, este adevărat, ele sunt alogice, sunt în afara logosului. Deci este pe deplin fals și este o minciună că sensul națiunii, sensul cultural al națiunii, sensul spiritual și sensul, și toate celelalte sensuri care decurg de aici, inclusiv politic, sunt minciuni, sunt în realitățile unui retard istoric. Nu este adevărat. Ele sunt adevăruri pe care generații de-a rândul le-au trăit. Și ele se verifică în momentele de maximă trăire și de maxim pericol al istoriei, da? Cei care și-au lăsat trupurile, oasele, carnea la cotul Domnului constituie adevăr al acestui popor și al acestui națiuni. Ele nu sunt o minciună. Ele sunt eroism real, suferință reală pentru sensul acestei comunități. De aceea, când se vorbește despre toate aceste lucruri, aceste adevăruri concrete, această suferință sentită în cartea unor generații, este complet abolită. Se discută despre abstracțiuni, da? Exact cum spunea și domnul Platon. Pare că a existat un rudiment de conștiință națională la 1918, dar nu știm, domne, cum a apărut. De unde putea să apară această teribilă conștiință națională, care știm cu toții este vicleană, primitivă și retardatară? Păi nu poate apărea decât din adevărul unei comuniuni, din adevărul unei trăiri și din adevărul suferințelor succesive, da? Dacă până și Cioran avea întipărită în minte și în carne imaginea și mai imaginea, concretețea terorii pe care jandarmul maghiar o exercita în Transilvania. Da? O națiune care 800 de ani a stat sub jugul altei națiuni și care respira și înseta după libertate, după unire, după adevăr. Nu? 800 de ani s-au rugat la Dumnezeu românii din Transilvania și cei de aici să ajungă ziua eliberării. Și acea zi a eliberării ajunge pentru noi ce? Cenușiu plictis de izolă. Asta înseamnă a te întoarce nu către adevărul lucrurilor, ci către minciuna care ți se servește. Iar noi, ca creștini, suntem în cea mai bună poziție de a apăra adevărul lucrurilor. Pentru că noi nu putem face și nu facem din naționalism o religie politică. Noi știm că nu există un Dumnezeu al naționalismului. Noi știm care este Dumnezeu și știm care este datoria și adevărul, datoria către biserică și către acest Dumnezeu. Dar patria de aici, de acest pământ, este casa noastră, sunt mamele, sunt bunicii, sunt părinții noștri, e carnea și sufletul suferinței lor și ea nu poate fi vopsit așa total în grimul indistinției și a minciunii. Nu se poate. Nu cine acceptă să gândească despre părinții, despre mama, tatăl, ca despre o abstracție și ca despre neființă. Nu se poate. Dar sensul acestei comuniuni, e adevărat că se pierde.
Modernitatea este o extraordinară tensiune pentru noi toți. Pentru întreaga civilizație europeană, pentru creștinismul european și pentru națiunile europene. Să nu uităm că modernitatea înseamnă catastrofa absolută a primului război mondial, primul mare război industrial. Să citiți care sunt primele articole ale lui Iorga despre primul război mondial, adunate de el în 1919, în două volume, Războiul nostru în note zilnice. Prima notă pe care o publică în neamul românesc este despre această teribilă și covârșitoare tragedie care va fi acest război, care va omorâ zeci de milioane de europeni. Deci această modernitate pornește brusc după epoca Belle Époque-ului și după această extraordinară pace pe continentul european, care este stabilită la 1815, la tratatul de pace la 1815, și durează, mă rog, diverse întâmplări, până în 1914. Apoi continuă cu epoca interperică, care înseamnă sfârșirea extraordinară în Europa, cu apariția nazismului, și apoi cu izbucnește cel de-al doilea război mondial. Evenimente colosale, care înseamnă o modernitate care practic desfințează omul. Și cu toate astea, națiunile răzbesc când vin, supraviețuiesc inclusiv acestor teribile drame ale secolului 20. Deci acest arc voltaic dintre conștiința mea, dintre interiorul meu cel mai intim, pentru că, în fond, conștiința, un termen intelectual, dar el trimite către suflet, iar sufletul este nodul mistic al ființei noastre, da? Și în acest nod extraordinar al minții și sufletului meu, al ființei mele, eu trebuie să îi am și pe cei de lângă mine, din familia mea, dar trebuie să am și pe ceilalți care constituie o societate alături de mine, cu trecut, cu prezent și cu deschiderile viitorului. Și aceasta este lecția pe care o învățăm de la marile, de la toate marile nume ale culturii românești. Nu exista o altă lecție, uneori spusă mai brusc, mai brutal, altor mai puțin, dar toți acești, acești mari reprezentanți ai spiritului românesc. Ultimul, dacă vreți, Constantin Noima, care învață această privire asupra idiomaticului, care se apleacă asupra spiritului românesc și certându-l și minunându-se de minunile pe care le găsește acolo. Pentru că, într-adevăr, nu trebuie să pornești în niciun caz pe calea unui excepționalism permanent și pe care să-ți creezi un idol din neamul tău. Dar nu poți să treci în niciun caz în extrema cealaltă, ne aștepți cu bulete de tot ceea ce înseamnă istorie și împreună pătimire. Zilele acestea de sărbătoare, către aceste lucruri trebuie să ne aducă. Către acest spirit de comuniune și către, dacă nu, înțelegerea profundă și iubirea către jertfa celor care ne-au adus până aici, măcar către respectul acestei jertfe. Eu am fost în 21 decembrie în piața universității. Și e o zi fundamentală pentru mine și pentru toți cei care au fost acolo, pentru că este ziua în care această prezență a comuniunii cu cel pe care nu-l cunoșteai va rămâne definitiv. Și toți am avut, poate, în alte ocazii mai puțin dramatice, un astfel de sentiment al comuniunii cu cei de lângă noi, dar totuși necunoscuți și nevăzuți până acum. Care este principala propoziție care ni se servește astăzi împotriva acestei legături între națiune și conștiință, națiune și persoană umană? Și ați văzut că lipsește
statul aici. Și nu degeaba lipsește statul, nu pentru că el n-ar fi important, nu pentru că el n-ar fi un, dacă veți, un accelerator al construcției naționale și un protector al existenței naționale în bună măsură și în foarte multe momente ale istoriei, dar lipsește pentru că uneori statul este complet capturat. Și el nu mai reprezintă ceea ce ar trebui să reprezinte, adică pe noi. Propoziția fundamentală pe care un istoric extrem de la modă ne oferă astăzi, e vorba de domnul profesor Lucian Boia, este următoarea. Minciuna este mitul fundamental al României. Acesta este imperativul ideologic și pedagogic al noii pedagogii naționale. Totul în România este minciună. Origine, istorie, întemeiere, capacitatea de a supraviețui, capacitatea de a rezista, tot ceea ce s-a discutat, se discută, se pune mai mult sau mai puțin sub semnul întrebării, este iată minciună. Marea Unire e în bună măsură o minciună, pentru că ea este robul numai unui noroc tranzitoriu și a unei așezări oarecare a forțelor de putere în primul război. Un astfel de principiu nu... Un astfel de axiomă, un astfel de imperativ, nu poate construi nimic. În primul rând că el este absolut fals. El este un adevăr, este intrinsec o minciună. El nu transmite decât propria minciună. Și dacă vreți această teorie generală a falsului istoric românesc, care neagă tot și orice, nu ține în niciun caz de nicio cunoaștere științifică și nici efort epistemologic. Ține pur și simplu de un imperativ ideologic de destructurare și de descurajare. Nu o să intrăm acum în subtilități de ce există aceste lucruri, de ce există această descurajare, de ce există această lentă dispariție a conștiinței istorice, a cunoașterii istorice și a recunoașterii și a prezenței memoriei istorice în manuale, în școli și mai departe. Cert este că este o propoziție care ne îndeamnă la a internaliza, dacă vreți, incapacitatea de a ne respecta și de a ne construi ca ființe umane, structurate și demne. Pentru că în acest pat germinativ al haosului, confuziei și autonegării, nu te poți verticaliza, nu te poți ridica în picioare, nu poți să începi să alergi către nicăieri, nu poți să începi să alergi către ținta ta. Împotrivă, rămâi într-o direcție care arată spre niciun. Iată care este efectul ei imediat și repetată, cu asupra de măsură, permanent repetată, devenită factor pedagogic, vulgată pedagogică, istorică, jurnalistică, creează gol în jurul ei. De aceea educația și atenția noastră pentru educație este foarte importantă. Și aceste lucruri nu sunt lucruri abstracte, ele sunt lucruri concrete. Ele se întâmplă în fiecare zi, în școlile noastre, în presa noastră, în jurul nostru. Dacă am avea un pic de timp să ne uităm cam ce auzim, cam ce se spune, cam ce se construiește în jurul nostru, ca discurs public, vedem că trăim între aceste zile. Sigur, ni se spune, există derapaje naționaliste, există derapaje ultranaționaliste, există un radicalism primitiv, toate acestea au existat. Într-adevăr, au existat, există, ele sunt vizibile, le știm, ne ferim cu toții de ele, sau aproape cu toții,
Ele sunt mici, cum spun, mici noduli în această realitate. Al schimb acest principiu, că minciunea este mitul fundamental al României, este o vazi cunoaștere care ni se oferă tuturor. Și în manuale, și în cărți, și în realitatea filtrată de televiziune. Astfel că a apărut în urma acestui lucru, ca să contrazică cu așa zisă vulgata a bunului român, adică a unei excelențe naționale, a unui, vezi, doamne, naționalism pe care noi toți îl avem așa, românii sunt naționaliști și adică primitivi, cu un cult irresponsabil al localului și sunt incapabili, vezi, doamne, și de toleranță și de deschidere către universal și cei 4,5 de milioane de români care au plecat afară sunt cea mai bună contradicție la acest lucru. A apărut această vulgată a românului ticăloșit. Vedeți că critica, mă rog, unor deficiențe pe care societatea românească le are, tinde și a ajuns, nu mai tinde, să ajungă la un portret general negativ al nostru ca popor, ca națiune, ca civilizație. Tot ceea ce este tensiune bună, tot ceea ce este realizare, tot ceea ce a fost sacrificiu, tot ceea ce este succes vizibil, tinde parcă să fie mereu pus în umbră. Apare mereu această teribilă portretizare a noastră, inclusiv la lansarea cărții despre referendum. Nu? Românul e prost, e ticăloșit, nu mai e capabil de nimic. Ia în jurul lui culege, așa cum culege magnetul, plitura magnetică, numai negativ. Oare așa să fie? Sigur că noi toți suntem acolo unde suntem implicați în propria noastră viață. N-avem timp, n-avem resurse să ne uităm la ce se vorbește în jurul nostru și la cei care construiesc în jurul nostru un peisaj, uneori al dezastrului, altor al negativului, dar suntem prinși în acest peisaj. Suntem prinși, există o formulă care ne prinde pe toți. În loc să spui despre referendum că este hârtia de turnesol a democrației românești, în ce sens? În sensul în care a demonstrat că 3,5 milioane de oameni nu au putut avea o voce, nu au putut avea libertatea de expresie în societatea românească, nu au putut să ajungă acolo unde trebuiau să ajungă, nu din neputința lor, ci din faptul că permanent au fost cenzurați. Permanent au fost împiedicați ca libera lor expresie să ajungă. Televiziunile erau pline cu ceilalți, cu celelalte puncte de vedere, cu frica psihotică împotriva referendumului. Asta trebuie să vezi prima și prima oară, cum mecanismul nedemocrat a acționat asupra acelei părți care a propus o variantă de revizuire a Constituției. Înainte s-a pus poporul că i-a fost prost și că n-a înțeles, poate i-a pus pe aia, pe ceilalți, care au făcut ca acest popor să fie continuu dezinformat. Nu? Păi, ce să facem dacă în societatea modernă televiziunea este un vectorul major de comunicare a informației și de stăpânire a informației? Ce să facem? Înțeleg, mi s-a spus, păi nu s-a dus popa cu carul cu boi pe numărurile patriei să informeze poartă de poartă și băbuță de băbuță. Păi, fraților, toți acei oameni aveau televizoare. Că nu mai există casă, fundătură în România, care să n-aibă pălăria aia și să prindă satelit. Să prindă marea cultură de la ProTV, marea cultură de la Antena 3 sau Antena 1, marele spectacol național care se vizualizează în fiecare seară. Când zi de zi, ceas de ceas, oră de oră, bombardezi fiecare ființă din această țară că e rău, că e greu, că e nedemocratic, că ăștia vor
să facă poliție religioasă, că nu știu ce vor să... Păi, produci confuzie, produci frică, teamă. Oamenii, dacă lucrurile astea apar la televizor și dacă marile nume nu iau, marile nume, mă rog, cu valoare de întrebuințare, care apar și nu iau hotărât cuvântul și spun nu, aceasta este o minciună. Acești oameni au dreptul să propună, au dreptul să explice. Și trebuie lăsat să explice ca și orice un stat civilizat. Bun, închid paranteza că nu este tema noastră. Deci, asta ar fi trebuit să vedem, că a fost o hârtie de turnesol pentru lipsa de libertate, pentru lipsa de democrație. Și mai puțin pentru, mă rog, prostia sau ticăloșia clamată a noastră. Ni se spune, ni se propune în locul acestei îngrijorări pentru destinul nostru, pentru că ce înseamnă a avea această tensiune și a te întreba asupra destinului comunității tale, da? Nu înseamnă, cum ni se spune, dom'le, nu te pricepi la nimic și atunci te ocupi de patrie și de națiune și de mersul națiunii. Lasă-ne că ne pricepem noi și ne ocupăm noi. Știm noi unde trebuie să ajungem. Bun, foarte bine. Deci, în primul rând că nu există o incompetență generală în aceste materii. Îngrijorarea față de destinul propriului tău comunități este o îngrijorare și benefică și pe deplin, mă rog, legitimată. Și ne se spune, nu există competențe. Ne merge prost ca națiune, pentru că nu există competențe. Pentru că în fiecare loc sunt puși oameni supuși unui principiu al contraselecției. Ceea ce în mare măsură este adevărat. În mare măsură este adevărat. Partidele se bazează pe principiul contraselecției, administrația se bazează pe principiul contraselecției. În bună parte, în foarte multe locuri, învățământul, chiar universitar, se bazează pe principiul al contraselecției și nu prea are cum să ne fie foarte bine. Dar nu se construiesc autostrade, nu se întâmplă foarte multe alte lucruri, nu pentru că există neapărat incompetență, ci pentru că există o proastă atitudine sau atitudine de sens contrar despre ceea ce înseamnă locuirea în comun, despre ceea ce înseamnă așezarea noastră față de celălalt în societate. Chiar și, mă rog, nu furtul concret, furtul fizic, ci faptul că nu faci acolo, în locul tău, ceea ce trebuie, nu pentru că nu știi, mulți știu ce ar trebui să facă. Mulți știu ce ar trebui să facă cu politica economică a acestei țări, pentru reindustrializare, pentru ranforsarea economiei și așa mai departe, și, mă rog, unei politici economice sănătoase. Foarte multe lucruri nu sunt făcute pentru că nu se vrea să fie făcute. Deci e vorba de lipsa unei adevărate griji față de aproapele tău, față de comunitate, înseamnă dispariția busolei și morale, și politice, și în bună măsură și religioasă. Pentru că datoria ta de creștin, acolo unde ești pus, este să ai întotdeauna această conștientizare a datoriei absolute pe care o ai față de celălalt. Pentru că dacă îi greșești lui, greșești, e posibil să greșești unei întregi comunități. Ori, această legătură între conștiință și națiune, între conștiință și ceilalți oameni, este, repet, un arc voltaic între persoane, între oameni, nu între o abstracție și o prezență. Da? Dacă acest lucru se întâmplă, înseamnă că eu pot să fac acolo unde sunt, cu mijloacele pe care le-am, binele de care sunt în stare și pe care trebuie să-l fac. Și atunci, într-adevăr, iubirea de patrie, patriotismul, este real, este în afara oricărei ideologii, în afara oricărei filetism, în afara oricărei tensiuni negative. Și devine pur și simplu adevăr și legătură a adevărului cu ceilalți.
Și toate aceste lucruri s-au întâmplat. S-au întâmplat în această țară și s-au întâmplat cu oamenii pe care noi, creștinii, i-am ales ca model. S-au întâmplat cu Mircea Lucănescu, cu Nichifor Crainic, toți au avut funcții publice. Toți au făcut pentru această țară, la un moment dat sau altul, binele pe care credeau că trebuie făcut și pe care erau în stare. Dacă tot ne luăm modele, trebuie să le și urmăm. Ăsta cred că e un principiu fundamental. Și atunci, patria iese din mirajul unei abstracțiuni, iese din istorie și, dacă vreți, devine prezent al nostru, al tuturor. Și dihonia care există între noi la ora actuală și ca societate, da? Ea nu e numai politică, ea e și morală, ea e și de altă natură. Dihonia care există la ora actuală între noi creștini, că nu suntem uniți în același duh să facem bine într-un fel creștin conservator, așa cum am vrea sau așa cum declamăm, e tot datorită acestei dihonii. Pentru că patria nu devine concretă în faptă și în cuvântul nostru. Cred că asta am vrut să... Adică, asta am vrut să spunem astăzi, punând aceste două accente pe națiune și pe conștiință, că ele sunt lucruri realmente reale, care țin de interiorul nostru, de tot ceea ce avem mai adevărat în noi. Și prezența noastră publică, supusă și marilor modele, la care ne raportăm la fiecare sărbătoare, la fiecare mare eveniment, expunerea acestei modele, cred că ne poate conduce pe toți la o lucrare cu adevărat salvatoare, pentru că e o lucrare comună. Ieri am avut o susținătoare împreună cu domnul Mircea Platon la Librăria Sofia și am, în încheierea cuvântului meu de acolo, am citat dintr-o carte a Mircea Platon. Acum nu o să mai citesc, o să vă povestesc evenimentul, întâmplarea, povestită în memoriile Ierbiei al Mișteanu, despre ce înseamnă această iubire lucrătoare de zi cu zi pentru țara ta și pentru biserica ta și cum poți să faci aceste lucruri în mod real, la scara ta. La ocuparea Bucureștiului de către germani, autoritățile germane l-au scos din scaunul mitropolitul Colon, înlocuindu-l cu un soi de secretar executiv, care era și Marius Codorian îl chema, care era și catolic. Deci, practic, desfința mitropolia, mitropolia de la București, și era numit un scârța părăfie și catolic. În acel moment, un grup de doamne care rămăseseră în București, era vorba inclusiv de sora lui Ionel Brădianu și de doamna Cantacuzino, care era președinta Societății Ortodoxe a Femeilor Române, se duc la mitropolit, află povestea, îl roagă să stea liniștit, să nu se vede cât sunt ele plecate în nicio hârtie oferită de germani. Se duc la întâlnirea Partidului Conservator din casa lui Marghiloman, discută cu Marghiloman, discută cu Lupu Costachi, află care a fost situația și cer ajutor. Se întorc la mitropolit, mitropolitul, într-adevăr, nu se naște, și îi spun ce au discutat și, într-adevăr, așa se întâmplă. Marghiloman reușește să le elibereze pe mitropolit, Teodorian este îndepărtat și lucrurile revin la normal. E acolo și un mic accent foarte interesant, pentru că la intrarea grupului de doamne la mitropolie era păzită de un jandar. Ele, practic, intră cu forța în sediul mitropoliei pentru a discuta cu
Părintele Mitropolit. Elita politică a țării era plecată la Iași și București se aflau foarte puțini oameni și iată cum în grup de doamne reușesc să salveze Mitropolia țării, Mitropolia României, eliberându-l pe Mitropolitul Boron și revenind la normalitate. O făceau cu grație, cu curaj, cu dăruire, fără conștiința unui eroism, pur și simplu din ceea ce nouă astăzi ni se refuză, dragoste de țară. Pentru că aceasta este un sentiment nobil și ea reflectă noblețea pe care noi toți ar trebui să o avem. Pentru că această dragoste față de trecut, față de moștenirea trecutului și trezie față de ceea ce a fost neputință și poate derapaj, dar această dragoste pentru tot ceea ce a existat în urma noastră, pentru ceea ce există astăzi și pentru ceea ce trebuie să existe mâine și pentru apărarea micilor, dar importantelor adevări ale vieților noastre, este noblețe. Și creștinul ortodox trebuie să fie o ființă nobilă. Nu are altă soluție. Trebuie să-și apere cu noblețe și patria, și biserica, și familia. De aceea, referendumul, și mai fac doar o singură trimitere, a făcut parte din această datorie a nobleței noastre ca creștini. Unii au văzut în noi un fel de activiști. Un domn a spus, domnule, nu putem fi toți activiști așa. Adică cuvântul ăsta de activist e așa o mică trimitere la vechiul titlu de activist, adică un fel de, cum zicea Petrețuțea, de Iliuța Activu, sau mai rău, a unui tip care nu prea are ce face și vrea să iasă în față cu activism. Nu, fraților, nu e vorba de activism. E vorba de pur și simplu de teologie empirică, de acțiune socială creștină, deschisă, viguroasă, cu ochii deschiși și de a oferi această posibilitate cât mai mulți oameni să, ca împreună, să oprească și azi și mâine, după propriile puteri, răul ca nimic. Nu vom moșteni lumea, nu știm când se va termina, nu știm prin ce extraordinare pericole vom trece, slavă Domnului, n-am trecut prin războaie, n-am auzit bubuitura de tun, au fost alte nenorociri pe care părinții și bunicii noștri au trecut, dar răul e prezent. Și creștinul are acest realism, dacă vreți, politic, care îi vine odată cu Evanghelia. Răul e prezent și trebuie să-l îngrădim. Fără mari cuvinte, fără mari gesturi, pur și simplu, așa cum acele doamne l-au eliberat pe Mitropolitul României mici, așa să eliberăm și noi adevărul din noi, mica noastră poveste adevărată a familiei noastre, a societății noastre. Asta înseamnă o România care păstrează și merge înainte cu toate României trecute. Da? Cu toate României trecute. Așa cum străvechiul erou care pleca din Troia și-a luat părintele în spate și s-a dus să pună piatra de temelie unei alte cetăți. Întotdeauna trebuie să ne purtăm părinții României trecute în spate, pentru că dacă ne aruncăm, dacă pictăm pe ele negru și griul mizerabilismului, nu ne vom simți bine. Nu ne va fi bine și ziua de mâine n-are cum să fie mai bună decât ziua de ieri.
De aceea am să ținem acest cuvânt și mulțumim Părintelui Colbea pentru bunătatea sa, să marcăm într-un mod plin de și de iubire și de decență ziua de 1 decembrie aici, alături de dumneavoastră în Facultatea de Teologie. Dumnezeu să o plătească România!